Primăria municipiului Zalău anunță că toți proprietarii de imobile au obligația să reabiliteze fațadele distruse ale clădirilor odată ce legea 153 din 2011 a intrat în vigoare. Potrivit actului normativ, acolo unde nivelul de degradare pune în pericol viața și sănătatea populației, reabilitarea fațadelor trebuie făcută de urgență, iar în celelalte cazuri, reabilitarea fațadelor trebuie făcută în 12 luni de la primirea notificării făcute de către municipalitate. Cei care nu respectă această obligație pot fi amendați de către primărie cu sume cuprinse între 2.000 și 8.000 de lei. Echipe din cadrul primăriei municipiului Zalău vor începe săptămâna viitoare inventarierea clădirilor din oraș, iar până la finele lunii octombrie vom avea o situație clară cu clădirile care necesită reabilitare, explică Radu Căpulnașiu, primarul municipiului Zalău.